Vă salut, dragile mele! Sunteți pe canalul Frumusețea Vârstei Elegante. Ca de obicei, despre machiaj sau să vorbim despre machiaj. Sunt filmulețe care le public mai rar, dar cineva m-a întrebat cât tu cheltui pe zi când îți faci machiaj, ce produse îți cumperi și care este prețul unui machiaj. Vreau să vă zic că nu prea investesc în produsele decorative, mai mult investesc în produsele de îngrijire și produse pentru sănătatea tenului. Dar ca să zicem, să calmez și să dau răspuns la fetele care m-au întrebat cam cât costă un machiaj, vreau să vă zic că nu știu, acum și împreună o să vedem ce folosesc eu pentru un machiaj de zi. Fiindcă astăzi este o zi care am nevoie să mă machiez, așa mai, nu știu, mai pronunțat sau o să vă arăt ce produse. În primul rând, înainte de a aplica machiajul, tenul a fost curățit, a fost demachiat, a fost tonificat, mi-am aplicat o cremă de hidratare. Întâi voi începe machiajul cu corector. Am un corector de la un concealer de la Mary Kay medium care face 250 de lei și îmi voi aplica în zonele dificile. Îl aplic mai mult în zona ochilor. Nu tot timpul aplic anticearcănul. Doar când socot ca să fac un machiaj așa mai pronunțat, mai evidențiat. Mi-aplic aici unde sunt zonele dificile, mi-aplic aici la mijloc, dar să-mi dau părul așa într-o parte. Iată și aici la riduri. Se aplică ușor. Acum noi o să vorbim despre produsele în sine. Ce prezintă, doar o să fac accent la prețul pentru a cunoaște, chiar și pentru mine să cunosc cât ce aplic eu pe tenul meu, cât costă un machiaj de-al meu. Îl estompez bine, bine cu brățelul, cu acest beauty blender. Iată corectorul. După voi aplica un mus de la Maybelline. Vedeți, l-am procurat în Canada și vreo 3 luni de acum îl folosesc. Mai am aici de folosit, costă 6 dolari. Îmi voi aplica cu o periuță. Și vă mai spuneam că nu prea, dar să mă uit aici, am o oglindă mai. Nu fac mari investiții în cosmetica decorativă. Dar având în vedere că folosesc, desigur mă strădui să-mi procur produse ca să-mi ajungă pe mai mult timp. Este un Căci diferite produse cosmetice sunt și mai ieftine și mai scumpe. Acești obraj sau fard pentru obraj de culoare oranj, și aia o să folosesc acum când place. Asta mi l-au făcut cadou. Cinstit, nici nu știu cât face. Nu știu cât face, mi l-au făcut cadou și îl folosesc cu mare drag. Este un foarte plăcut. Vedeți? Vă corectați sprâncenele cu un creion de la Natur Sunshine care costă 5 dolari. Și după cum vedeți, produsele nu sunt atât de scumpe în medie. Așa. Și am un creion așa negru de la Relose, care costă undeva 3 dolari.
să-mi fac conturul. Să-mi fac contur la ochi. Așa. Contura am făcut, sprâncenile am făcut. Voi folosi mai departe umbrele acestea de la L'Oreal. Vedeți că le-am procurat undeva în primăvară, dar nu prea le-am folosit. Folosesc doar acest roz și acest roz mai pal, roz mai finuț, dar în rest mai întunecate nici nu le folosesc. Și de aceea și zic, uneori așa îmi cumpăr produse care aproape că nici nu le folosesc. Și o să-mi fac doar cu acestea de la L'Oreal. Face undeva 10 dolari. $10. Iată, mi-am aplicat doar așa. Îmi place acest roz finuț. Așa, după o să-mi aplic, iată, acest remil de la Maybelline Temptation, care costă $15. Și la fel, l-ați mai văzut în filmulețe, l-am procurat în Canada. Mai multe, așa, îmi procur mai multe decorative când sunt obișnuită să-mi procur produsele decorative doar când le finisez. Doar când le finisez. Nu fac colecții, nu fac depozit. Dacă cineva îmi face cadouaș și nu-mi place, pot să le fac cadouri, să le dărui. Îmi place foarte mult remiul acesta, se aplică ușor și îmbogățește genele foarte bine. Și pentru buze, un creion de la Relous, la fel costă undeva $3, un creion așa de ciocolată. Și un ruj de la L'Oreal 640, cu o culoare foarte plăcută, mată, pentru toamnă, care face la fel 6 euro, procurat de la Duty Free. După cum vedeți, nu este chiar atât de scump machiajul meu, fiindcă produsele sunt la un preț rezonabil și mă satisface în alegerea și în aplicarea machiajului. Deci se poate și cu produse mai ieftine, cu produse mai bugetare, să aplicăm un machiaj care să ne facă să ne simțim bine în pielea noastră. Cam așa, atât am vrut să vă sugerez ideea pentru ca să știți că chiar dacă introducem în produsele decorative, le avem pe mai mult timp. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și chiar aștept și comentariile voastre la acest subiect, să-mi spuneți și voi ce produse folosiți și cât costă un machiaj de al vostru. Cu drag de voi, Veronica Sandu, vă îmbrățișez și vă aștept și la alte filmulețe. La revedere!